Colega noastră, Adelina, este alături de doctorul Mihai Craiu, medic primar pediatru, care vine cu mai multe informații despre virusul gripal, dar și despre situația actuală din spitale. Bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor! L-am alături de mine pe domnul doctor, exact așa cum a spus, care o să ne lămurească puțin în ceea ce privește gripa aceasta. Domnul doctor, alertă de gripă. Ce înseamnă acest lucru? De ce trebuie să ne ferim? Trebuie, în primul rând, să facem tot ceea ce făceam și înainte de alerta de gripă. Adică să respectăm regulile de igienă, să nu ducem copilul bolnav care strănută și tușește în spații închise unde sunt alți copii și, dacă lucrurile nu evoluează ca la precedentele răcelele copilului, să ne adresăm medicului. Asta trebuie făcut. Mesajul ar trebui să fie unul constructiv și nu unul de panică. În acest moment, dacă este să ne uităm la cifrele Institutului Național de Sănătate Publică, comparativ cu anul trecut, sunt mai puține cazuri, nu mai multe. Ele sunt foarte multe față de săptămâna trecută sau față de acum două săptămâni, dar atunci era vacanță. Preconizați că o să crească mai mult față de anul trecut în funcție de cum a început perioada aceasta? Da, n-aș vrea să speculez. Pot să spun numai că în acest an, fiindcă a început mai târziu sezonul de gripă, este posibil să avem o altă dinamică a fenomenului. Anul trecut a început înainte de vacanță. A venit vacanța și oarecum circulația virusului, cel puțin în colectivitățile de copii preșcolari și școlari mici, a fost întreruptă pentru o perioadă. Adică s-a făcut o izolare a pacienților din rațiuni școlare, nu din rațiuni medicale. Anul acesta, începând mai târziu, adică odată cu începerea școlii, este de așteptat să acumuleze ceva mai multe cazuri într-un timp scurt. Nu știu dacă mai multe decât anul trecut. Cam câți pacienți consultați într-o zi? Ieri au fost 199 de prezentări. Ce înseamnă cifra asta? E ceva mai mare decât anul trecut pe vremea asta. Nu are legătură cu perioada de sărbători, pentru că și de sărbători, când, în fine, au fost mai puține activități medicale din punct de vedere al bolilor obișnuite și au venit numai urgențe la spital, cam tot 200 de cazuri pe zi au fost. Deci e activitatea noastră obișnuită. Din numărul acesta de consultații, câte persoane sunt diagnosticate cu gripă? Nu. Multe. Aici aș da răspunsul pe care l-a oferit foarte de curând expertul cel mai important în domeniu, profesorul Străinu Cercel, spunea că gripa se diagnostichează clinic. Nu că spunea domnia sa, dar e vocea cea mai autorizată să spună acest lucru din perspectiva medicului obișnuit și a părintelui. Ce vreau să spun, chestia asta nu trebuie să făcute neapărat teste la persoanele care sunt altfel sănătoase. Deci confirmarea gripei prin teste specifice este absolut imperioasă în condițiile în care persoana respectivă suferă de o altă maladie care s-ar putea agrava foarte serios din cauza gripei. Și aici cred că este cazul să spunem ascultătorilor că sunt patru categorii de persoane la risc de complicații pentru gripă și aceștia sunt seniorii peste 65 de ani, persoanele care au boli cronice asociate, cancer, diabet, insuficiență renală, transplant de organ, în fine, deci boli grave, femeile însărcinate și lăuzele și copiii foarte mici, cei sub 5 ani și mai ales cei sub 2 ani. Deci la aceștia ar fi bine să știm dacă este gripă, mai ales când gripa nu evoluează cum ne-am așteptat. Putem lua testul de gripă din farmacie, să-l facem acasă? Este indicat? Putem, numai că nu este indicație rezonabilă. De ce? Dacă obținem un test care este într-un fel, oarecare, pozitiv sau negativ, ce facem cu acest rezultat? Dacă decidem noi calea de urmat și facem automedicație, mai ales la cele patru grupe de risc menționate, este foarte posibil să apară complicații. De aceea, testul de gripă trebuie făcut în mediul spitalicesc sau la medicul de familie, care va stabili în funcție de rezultatul acestuia, pentru că trebuie spus că 20% din teste sunt fals negative, adică ai gripă și testul, prin imprecizia lui inerentă, pentru că testele rapide sunt rapide, sunt ca o privire în diagonală pe un text, poți să pierzi ideea principală. De asta zic că nu e bine să facem teste acasă.
în cei mai mulți părinți care iau această decizie, de fapt o iau de teama ideii de a nu lua altă boală când se prezintă la urgențe. Dacă respectă regulile elementare de igienă, copilul vine cu o mască, nu pune mâna pe toate chestiile, avem grijă ca acel copil cât stă la unitatea de prime urgențe să nu se joace cu alți copii, e improbabil să iei altă boală. Care ar trebui să fie cursul firesc atunci când realizăm că micuțul nostru are febră? Care este primul lucru pe care trebuie să-l facem și când să ne impacientăm? Depinde foarte mult de vârsta copilului, dar în principiu prima manevră este să măsurăm această temperatură, să vedem cât este de mare. Dacă valoarea este mare, întâi administrăm un antitermic și după aceea ne ducem la spital sau la medicul de familie. Ce recomandați dumneavoastră, medicul de familie sau la camera de gardă? În funcție de vârstă și de severitate. Un copil anterior sănătos și care nu este sugar, deci care nu e foarte mic, cu care putem comunica și care se comportă ca la precedentele răceli, trebuie să meargă la medicul de familie. Un copil care este foarte mic sau care are o boală asociată sau a cărui evoluție clinică e foarte rapid înspre înrăutățire, adică dimineața avea numai febră și strănuta un pic, iar seara are febră 40 de grade, nu se mai trezește, vomită, nu mai poate să primească nimic de mâncare, în aceste situații este obligatoriu să mergem la unitatea de prime urgențe. Nu există soluții minunate prin telefon sau de la distanță. Există vreun medicament minune care să ne ferească de gripă și cum priviți dumneavoastră administrarea antibioticului? Se poate administra în cazul unei gripe, unei viroze, antibioticul? Intervenția optimă, care s-ar califica la categoria de minune, ar fi fost vaccinarea anterior sezonului gripal. În ceea ce privesc antibioticele, în mod categoric, ele nu sunt indicate de rutină în gripă. Sunt unii pacienți care fac complicații infecțioase ale gripei, poate să facă otită supurată sau pneumonie, și atunci medicul de familie sau medicul specialist de spital prescrie un antibiotic, dar după ce a făcut niște investigații. Pentru că altfel gripa obișnuită evoluează ca toate virozele autolimitat. Vine și trece singură, numai cu medicație specifică, de temperatură, de... Pacienții care au comorbidități și care ar putea să facă complicații severe trebuie să primească la indicația specialiștilor medicamente antivirale. Deci există o doctorie care combate particular virusul gripal, nu spunem acum cum se numește, că n-ai rost să ne ducem la farmacie să ne o luăm pentru că bănuim că avem gripă. E strict indicația medicului. Gripa în câte zile trece sau în câte zile ar trebui să treacă? În principiu, afecțiunile virale evoluează în funcție de abilitatea sistemului imun. Un copil mai mic va fi mai mult timp bolnav, adică cel puțin o săptămână o să aibă ascensiuni febrile, o să mănânce prost, o să aibă secreții, în timp ce un adult poate să aibă febră importantă numai 3-4 zile. Ceea ce e diferit la gripă față de alte boli este debutul foarte brusc, adică, cum ziceam, dimineața suntem relativ bine, iar seara e foarte rău. Și al doilea lucru este disproporționat de mare impactul subiectiv. Deci ne simțim extrem de rău față de alte boli cu răceală, ne doare cap, ne dor mușchi, ne dor oasele. Deci când există aceste simptome, boala se numește ILI, influenza-like illness, boală care seamănă cu gripa. Și dacă am venit în contact cu un pacient confirmat cu gripă, nu are rost să ne ducem, să facem teste, să mai dăm gripa și altor copii de la spital sau la medicul de familie. De aceea contează foarte mult izolarea, cred eu, în acest moment. În ce condiții nu mai ducem copilul în colectivitate și după o viroză, o gripă, la ce perioadă putem să-l reintroducem în colectivitate? Da, fără să fie sensibil, să crească puțin imunitatea? În principiu, copilul de colectivitate ar trebui să nu meargă la debutul bolii, cât strănută și tușește mult, pentru că virusul gripal se răspândește prin picăturile fluvie, adică saliva și secrețiile care sunt răspândite ca o ceață în jurul nostru la distanță așa de comunicare mică. Și al doua modalitate de transmitere este prin mâini. De aceea un copil mic care are secreții care se freacă la nas, la ochi, ar trebui să stea acasă. Pentru că poate punând mâna pe suprafețe pe care, în fine, ar intra în contact cu ele și altcineva, poate transmită maladia chiar dacă nu-i strănută direct în față.
În principiu, în primele zile de boală, cât există fenomene catarale, adică secreții multe strănut mult, copilul trebuie să stea neapărat acasă. El se reîntoarce în colectivitate dacă e un copil anterior sănătos, fie în momentul în care zice medicul de familie, care cunoaște copilul și știe evoluția la alte boli, fie după circa o săptămână, incluzând și zilele libere de weekend, deci cam asta e perioada în care nu mai este contagios un pacient care a avut gripă. La o săptămână după ce l-am scos din colectivitate sau la o săptămână după ce considerăm că au trecut toate semnele de gripă? Nu, la o săptămână de la debutul bolii acute. Adică n-ai rost să stea cu săptămânile acasă un copil care altfel s-ar simți bine și poate să joace. E de spus că perioada simptomatică și în care ești foarte zgomotos bolnav e relativ scurtă, e de câteva zile. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Ne întoarcem înapoi la voi. Mulțumim, mulțumim tare mult. Îi mulțumim doctorului Mihai Craiu pentru faptul că a intrat în legătură directă cu noi și ne-a răspuns la aceste întrebări. Vă dați seama ce program, aș putea spune infernal, 200 are de doctorul Craiu, mai ales în această perioadă. Pe zi. Exact. Da, 200 de mult, copii enorm. Pe zi sunt văzuți de dumnealui. Important de reținut este că trebuie să avem grijă în continuare, în principal la igienă. Da. Dacă apar semne, sigur și ele sunt evidente, atunci să mergem la medic, fără doar și poate. Și să fim extrem de responsabili atunci când considerăm că al nostru copil sau cineva apropiat are gripă, să încercăm să-l izolăm. Exact, și să nu-l ducem în colectivitate, mai ales atunci când debutează boala.